Salut bășacarilor, ce faceți? După mult timp am făcut și un video, adică după multe, multe request-uri de ale voastre, cum mai fă un videoclip cu frate-mi, eu am zis să fac un videoclip cu el după mult, mult timp. Trebuie să recunosc că a trecut ceva timp, dar n-am mai avut idei și acum am zis, bă, hai să filmăm, uite așa, cine râde, că e la modă, știi? Și e fain și amuzant, trebuie să recunosc. Nu e fain, deoarece aici avem niște sărițe și niște pizza. Nu uitați să lăsați neapărat un like și un share dacă o să vă placă și totuși e cu sare, e cu de-alea, cine râde, e treburi chestii, știi? Avem 10 glume de fiecare, bine, am niște glume, le-am inventat eu, bine, sper să se prindă asta, că nu știu, el s-ar putea să nu râde, că nu o să se prindă. Dacă văd că nu râde și îl întreb și nu s-o prins, tot o să mănânce sare pentru că nu s-o prindă. Dar de ce? Teatru Fabi Cârtii, spune gluma. Hai o leacă, lasă-mi, da, sunt pregătit, stai un pic. Bă, dar îmi vine să râd când mă gândesc. Trebuie să mă uit în ochii tăi, nu? Da. Stai o leacă, nu pot. Mă, credeam că o să fii mai ușor. Oameni fără casă, mâncare, zi. Dă schile să trag de piele. Hai că am început cu... Asta era slabă, rău, trebuie să recunosc. Da, apoi ai zis... Bun, dați-o slab. Să vedeți ce armagedon am eu aici. Dar trebuie să zici la mine ce faci. Am făcut o poză la defilare armatei. Am prins momentul la tank. Okay, hai la țanc, nu te-ai prins? M-am prins, da. Da, te-ai prins. Bă, ți-am zis că tu nu o să te prins. Băi, Gorescă să moară de pneumonie. Medicii refuză să-l asculte. Ai, când m-au ce să nu râd, da, am văzut că te-am ținut aici să nu râd. Ok, bun, asta e scurtă și bună, da? El e Marius și mie genunchi. Stai cum mi-a dat blur. Vai, de cap. Bă, doamne, vorbesc singur aici, amulătul. Opa, ai râs. Da, n-am râs. Ai râs. N-am râs. Bă, pune ea sare. Ai râs. Da, n-am râs. Bă, păi tu nu te prinzi, am zis, dacă nu te prinzi ei. Da, nu-i corect. Uite, stai cât doare. Bă, dar de ce ai vărsat? Vino mai aproape de camera, e acolo, hai. Bă, dă-o bă direct pe cât. Dă-o pică, dă-o pică, dă-o pică, nu fără apă, fără apă. Bă, scuip sare acum. Bă, fără, coș de gunoi, coș de gunoi. Aduc coș de gunoi. Hai, bluza mea. Bă. Vezi? Mai râzi, na. Gata, bă. Să vezi că și-a apărat mult de sără acum. De ce nu pleacă niciodată ușa de acasă? Iar și prea dor. Da, e bună, e luată, nu? Pe ce stă un om? Pe scaun. Pe ce stau doi oameni? Pe două scaune. Pe același scaun, dar că mai mare. Șmecher. Cum se numește un iepure care se joacă la păcănele? Cum? Bag bani. A fost bună, trebuie să recunosc. A fost bună, doamne, mi-a mușcat buza așa că... Mă gândeam la sarea aia care îmi vine printre doi. Ce zice un fermier care ascultă rap când n-a mai plouat de 3 săptămâni? Cazi ploaie. Cazi ploaie. Și ce a zis? De ce viața e un segment? De ce? Pentru că nu e dreaptă. Bă, tu nu te prinzi, bă! No, n-am făcut și eu mate într-a șaptea, nu? La munte am văzut un peisaj aparte. Am făcut o panoramă de poză. Te-ai prins? De ce s-a speriat un triunghi înscris într-un cerc? De ce? Era înconjurat din toate părțile. Te-ai prins? Nu te-ai prins. Bună. Bună pentru intelectul tău. Chiar. Te prinde. Am văzut la știri o femeie lovită de fulger. A arătat trăznet, tipă. O fost bună. Bună. Care este culmea matematicii? Care? Să se ai de unul singur și te simți în plus. A, bă, dar mănâncă și tu sare, nu-i corect. Ce-i de bine că nu mă prind? Trebuie să spui cu... Dar eu m-am prins, dar tu nu le spui cu intonația aia să mă faci să râd. Bă, da. Am fost la întâlnire cu una și pe grabă am luat un trandafir cu spini. La cum a reacționat cam urât, așa, și am zis că e cam înțepată. Bine. Bă, dar cum mă, nu ți-a plăcut toată spini? Bă, că tu uiți la sarea asta, da, nu te mai ți-e mai bine să râzi. Dar uite, trebuia să te uiți la mine, de ce nu te-ai uitat la mine? De acum care râde, ia sare ca să știi, care zâmbește. Trebuie să stai fix așa, ei, nu-i să pune taci jocul meu în canalul meu de YouTube, fă. Spune glum. Cum o cheam pe soția lui Florii, Salam? Cum? Salam Victoria. Bă, dar nu știu de ce am râs. Dar știam într-un gata fel cum e gluma la... Bă, n-am râs. M-a buvnit așa râs. Lasă-mă deci o iei pe toată. Nu, că tu ai luat mai puțin. Bă, așa atât ai. Bă, poate fac piatră la nimic. Bă, dar fără apă, eu nu ți-am luat apă. Ok, să vezi.
Bă, dar nu vreau. Ce am râs, ce prost. De ce n-am făcut postura? Ai scos tișura, dar de ce cu sare? Vezi ce buzunaș pe aia? Mi s-a făcut pielea de găină. Bă, nu te credeam că e așa, mă jur. Astea sunt ce glume cam sărate. Asta am fost făcută pe loc. Tu ești la mine, da? Eu citesc din telefon, dar tu ești la mine. M-am informat despre vulcani înainte să plec la școală. N-am apucat să citesc mai mult, prea multe, pana mea. Nu știi. Bă, poate și-am. Uite, de asta nu mă râd. Ok, hai. Doamne, stai. Uite-te la mine. Lasă-mă leacă, să mă ia la soare. Am dat seama de ce nevăzătorii nu-și cumpără niciodată gumă. De ce? Pentru că au orbit. Pentru că au orbit. Am prins, stai liniștit. Orbi, bă. Da, bă, am prins-o, a fost bună. Doamne, mă doare burta de la soare. Deci, pe mine. Ce făcea un copil care juca de-a vața ascunselea în casă? Perdea. Vezi că ai zâmbit. Perdea, știi? Bă, dar ai zâmbit. De ce-ți faci așa? Ia o gâriță de sare. Una mică, dar tot ei. Una mică, dar tot ei. Dar n-am zâmbit. Trebuia să-i așa. Una mică, atâta e. Atâta e. Bă, da, ai zâmbit. Eu ți-am zis să stai drept. Mai avem una și una și se termină joc. Dar nici n-ai luat, te-am văzut. E, uite că s-o fi trată. Bă, ce m-a plet. Bă, dar nu vreau să am 17 ani, ia. Coșul de gunoi. O gâriță mică, dar tot ei, doamne, că... Ce față? Țin-o acolo, leacă, țin-o. Ține-o că mă n-au. Da, nu mai pot. Parcă ai spaci. Băi, în gunoi. Nu mai pot. Mă doare burta numai când mă gândesc, doamne. Doamne, aștept să rezi, bă, să vezi, eu o figură întreagă. Cum se numesc nașii papei? Cum se numesc nașii papei? Papanaș. Da, o știam pe asta, ți-am zis să-l inventez tu, că altfel nu o să râd. Ai zâmbit! N-am zâmbit! Vrei să mă apropii și eu așa de tine? Ai zâmbit! Nici n-am vrut, ne uităm pe cameră! Acum? Acum! Bă, dar nu poți să dau mai încolo! Dar nu contează, e o gură de sare! N-am zâmbit, bă! E atât, dacă ai zâmbit! Bă, am zâmbit după ce ai spus papa... Dar nu! Ai spus papa, n-aș! Ce, vezi? Dacă râzi, lasă, vezi, te bat... Dar nu mai o să ai! Vezi că asta e bună, dacă te prind. Iarna trecută m-am dat pe derdeluș. Prindea viteză, să nebunesc. Bă, gata, prinde... Da, băi, dar ce care a fost glumă? Bă, am încercat să mă gândesc la asta. Uite, acum voi să redacu... Sanie bunez. Da, știu, să nebunez, m-am prins. Dar nu să nebunez, sanie. Da, sanie bunesc. Sanie bunesc. Da, mă, băi, doamne, băi. Bă, ce? Bă, tu mai vrei să iei o gură de sare? Nu te-ai prins la ultima, că a fost bună, sanie bunez. Cum sanie bunez? Sanie bunesc. Bă, puteai să zici orice glumă. Bă, nu râdeam, lasă-vă ca să mai iau gură de sare. Bine. Eu nu-l luai sare niciodată. Eu pot să descriu, frate, cum când am luat sarea. Bă, încercam să o dau da așa și pe gât. Dar nu puteai. Bă, mi s-a oprit acolo în ceruguri. Bă, și încercam să dau așa, bă, și n-am mai putut. Și când s-a dus un pic aici pe stomac, un greunte de asta de sare, bă. Bă, știi? Vezi că ai fier de păr în gură. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-i lăsați un like, să-i facem cât mai multe, să ajungeți și în training pentru stare, nu, să nu faceți asta niciodată. Nu pot să cred că zic asta, dar o să aveți profilul din Instagram al lui fratele meu în descriere, pentru prima oară în viață, l-aveți și pe al meu, un follow acolo. E, ne vedem cu bine data viitoare, mai poate dacă facem multe like-uri, challenge-ul ăsta mai facem de genul ăsta. Încercați cu zahăr sau cu dulciu, nu încercați cu sare și ne vedem. Pa, nu, stai că trebuie să fac așa. Pa, bă! S-a apropiat doar pe mine. Nu mai fac în viața mea challenge-ul ăsta. Doamne, mori eu ce stai. Ce-a zis, mă, mai prepunem zahăr, mă. Sălbatic, stilul meu sadic și silent strike-uri de lyric când încarc arcul. Oh, vai, fratele tău e trist. Nimic de combinat sau ars, s-a apucat de scris. Mă rotesc în zodia ca mileniul. Superființă om dublat eteric. Văd zei de magnet.